nu o recunoașteți după... Hey! Salut! Salut! Mă bucur foarte tare că ai venit astăzi la What a Story. Da, pentru că vreau să vorbim mai pendelete despre povestea ta de succes. Hey, bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi am pregătit un nou vlog pentru că am ajuns la 500.000 de abonați. Doamne, sunt foarte bucuroasă. Jumătate de milion. Vrem să aflăm cum s-a întâmplat, cum a început toată nebunia asta. Hai să vedem. Primul meu videoblog. Hey, bună, eu sunt Andra și ăsta este primul meu videoblog. Sunt foarte bucuroasă că multă lume mi-a spus de ce nu ți-ai făcut până acum un videoblog și acum am hotărât să fac. Stați, că trebuie să vă povestesc cum am cunoscut eu pe Andra. Eram la un bal al bobocilor, nu mai știu ce... Ba da, știu! Dar nu mai știu ce liceu era, știu nici că... Nici nu mai știu liceu, dar țin minte. Erau pe scenă Maximilian, CTC și Andra Gogan. Și vine Andra Gogan la mine și începe și îmi spune că fac aia, că fac aia. Și eu, da, eu eram, mă, cine-i fata asta super veselă și plină de viață? Că așa cum o vedeți pe Andra Gogan în vlogurile ei, așa e și în realitate. Uite, fac și aia, știi că am făcut până acum și hai să stăm de vorbă. Și, în timp ce îmi povestea era... Pe bune, atâtea faci, adică, da. Și știu că te-am întrebat la un moment dat câți ani ai, mi-ai zis că 16, 17, da. Nu mai știu, și am luat interviu. Și după aia mi-am dat seama că tu ești foarte responsabilă cu business-ul tău, cu brandul pe care ți-l creezi, adică știi să-ți faci și PR. Știi că mai convins, da. Știi să-ți faci și PR, îți gestionezi foarte bine activitatea, da. Pentru că faci o groază de lucruri și vreau să te întreb cum ai învățat. Come on, aveai 16 ani! Știu, da, știi de ce? Pentru că eu am o listă așa cu dorințe cumva în capul meu, da? Și câteva chiar mi le-am îndeplinit, dar una dintre dorințele mele, care poate pe viitor se va îndeplini, este să fiu și eu prezentatoare ca tine, gen, într-o emisiune cum ești tu, gen. Și m-am gândit, măi, nu e ocazia mea să vorbesc cu tine, eu te apreciam pe tine și acum te apreciez foarte mult și am zis, wow, hai să încerc să vorbesc cu ea și chiar a fost foarte drăguț și m-am bucurat atunci când am vorbit. Da, contează să faci PR singur? E foarte important să știi unde vrei să bați, cel mai important e să știi unde vrei să ajungi și eu știu unde vreau să ajung și încerc de să... De unde hotărârea asta? De unde obiectivele astea? De unde? Cum? Că la 16 ani pui eu hormonii în razna și nu mai știi la ce voia să te uiți. Păi pur și simplu, pentru că am început de când eram micuță, eram disciplina în lumea asta, da, intrat într-o... intrasem în lumea asta artistică și toată familia mea era implicată în lumea artistică. De ce să nu continui implicarea? Adică pur și simplu eram toți implicați, toți încercam să ne dezvoltăm cât mai frumos în diferite direcții și... Dar nu te-ai simțit niciodată alergată? Niciodată. Supra-solicitată. Foarte mulți spuneau mami sau lui tati că măi, ați forțat să fac asta pe mine și pe fratele meu. Și nu, niciodată. Noi am avut timp să mergem și cu bicicleta în parc, la film mergeam. Aveam timp să facem tot ce voiam noi. Eu nu am partener. Poți fi partenerul meu de furtună. Cea mai bună parteneră. Acum urcați-vă, vă rog, în căruț. Talentul, abilitatea pentru voiceover, cine a descoperit-o? La dublaje, gen, la desene, da. Sau la reclame? Chițăilă, poți să convoci adunarea? Dragilor, am convocat această adunare a jucăriilor pentru că o să înceapă o furtună puternică. Păi, tot așa, noi fiind în lumea asta artistică, cu melodii pentru copii la început și așa, am colaborat cu radiouri de copii care apoi ne-au... Au văzut potențialul. Exact, și eu îmi doream foarte... Unul dintre ce îmi doream eu de pe lista... De pe listuța. Exact, okay. Era să fac voci la desene animate. Okay. Și am întrebat pe aici, pe acolo. Nimeni nu ne zicea nimic. Mama a întrebat și tot întrebam în jurul nostru. Nu neapărat întrebam, că le spuneam, mamă, ce-mi doresc asta. Wow, ce-mi doresc să... Și de fapt e foarte important să spui în jurul tău ceea ce îți dorești. Pentru că sigur cineva te va auzi și va băga de seamă și poate chiar te va ajuta. Și dublajele, eu știu că tu poți să faci de la o femeie în vârstă, la un copilaș, la orice. Adică femeie în vârstă ești... încă nu am făcut, dar am făcut... Ai valențe, se poate transforma vocea ta în foarte multe personaje. Da, am făcut și adolescente și mai mari, și de 20 de ani sau așa, sau fete malefice din seriale, adică am făcut și voce de răutăcioasă. Poți să ne exemplifici, te rog? De răutăcioasă. Am fost sora unui băiat, Kik Butovski, cred că îl chema, și ziceam Butovski, stai, mă gândesc. Hai. E mai greu asta. Da. Butovski, vină-n coa!
ceva de genul. Wow. Cine știe cine? La un moment dat știu că erau niște multe comentarii pe Facebook, nu știu dacă o aveți, eu am norocul ăsta să te urmăresc pe Facebook. Știu că erau multe comentarii. Da, dar de ce vorbești așa? Da, de ce nu știu ce? Știu că le-ai răspuns. Le-ai răspuns într-un video. Într-un video, adevărul despre vocea mea. Și mi-a plăcut super mult, da, mi-a plăcut super mult atitudinea ta, știi? Eu pot să vorbesc și normal. Da, uite, așa vreau eu să vorbesc, știi? Adică, dacă vă place bine, dacă nu vă place, well, bye bye. Exact. Păi da, m-am gândit că, nu știu, cumva să înțeleagă că nu e, asta e viața mea, asta e vocea mea, cu asta m-am născut și cu asta trăiesc și îmi place vocea mea. Adică dacă nu aș avea vocea asta, poate nu m-ar fi luat cei de la desene animate sau seriale. Da, și e ceva mai diferit. Ești. Vocea mea este motivul pentru care am ajuns aici unde sunt. Am primul meu job pe care l-am început la vârsta de 10 ani, dublez voci la Disney Channel și la Nickelodeon, tocmai pentru că am vocea diferită față de cei de vârsta mea. Hai să revenim la vlogging. Ok. La vlog. Primul meu videoblog în 2016. Așa. Te-ai hotărât tu, de fapt, cred că erai hotărâtă de multă, nu? Erai hotărâtă de mult timp, nu? Nu știu, fii atentă, nu. De fapt, nu. Mie mi-era foarte frică de YouTube, pentru că mai mulți mi-au zis de YouTube, doar că nu înțelegeam ce trebuie să faci. Credeam că trebuie să fii amuzant. Mă gândeam la vlogger care sunt amuzanți, nu știam. Și eu nu mă consideram, mamă, să vezi acum intru pe YouTube, comic, zic o glumă, da. Mamă, să râde toată lumea. Asta credeam, YouTube înseamnă să fii amuzant. Fun, da. Și apoi când am văzut o vlogăriță că a luat interviu unor actori de la Disney Channel, eu eram fană actorii aceia, am zis, băi, dar de ce nu eu? Pentru că eram deja, luasem deja interviu cuiva acum vreo 4 ani de la Violeta, luasem actorilor din Violeta, de ce nu m-au chemat și la Soi Luna, care e un nou serial acum pentru copii și adolescenți. Și când am întrebat pe cineva de la Disney de ce nu am făcut asta, a spus, pentru că tu nu ești vlogărița. A, bine, și zi aia m-am făcut. Serios? Da. Gen asta m-a făcut, eram, cum adică de aia nu mă pui bine. Da, și exact zi aia m-am făcut. Și te-ai apucat și te-au luat, nu? Nu, pe parcurs am crescut, a zis, stai să mai crești. Am crescut eu de sufletul meu și apoi mi-a plăcut foarte mult YouTube-ul, pur și simplu, fără să mai vreau neapărat de ceva dependență? În schimb, da. De dependență YouTube-ul? Da. Ca Instagram-ul și ca Facebook-ul? Da! Da? Serios? Da, și eu sunt dependentă de Insta și de... Ok. Cum ai descoperit că trebuie să faci un serial? Deci Andra Gogan scrie un serial pentru adolescenți, pentru copii, oricine, de fapt. Da. Cum arată notițele? Cum de scenarist? Păi, în afară de a lua interviuri actorilor, eu îmi doresc să fiu și actriță într-un serial. Yes, orice, I know, asta știu. Orice fetiță cred că își dorește când e mică chestia asta. Și până când, Doamne ajută, voi avea această ocazie frumoasă, m-am gândit, iasă un pic, hai să-mi fac propriul serial, așa am făcut și la liceu. Da, e gen propriul serial, adică mai zice lumea, hai să-mi fac propria agenda sau propria, nu știu, propriul oracol, dar e propriul serial, adică sunt caturi pe caturi. Da, e greu de editat, dar e frumos pentru că am un frățior care mă ajută și e super. Și mămica mea m-a ajutat cu filmarea, deși n-are gen meserie în a filma. Tati la fel ne-a ajutat cu boom-ul, să zic așa. Și a fost o chestie de familie și de prieteni, gen cei care jucau erau prietenii mei, colegii mei sau fetele din trupa de majorete. Și asta spuneam, că atunci când eu îmi doream să fiu într-o trupă de majorete și pentru că nu exista o trupă care să fiu, am făcut propria trupă de majorete și eram în trupa făcută de mine cu alte fete drăguțe. Adică gen când îți dorești ceva și nu ai nicio șansă în jurul tău să-ți ții acel lucru în momentul ăla, poți să-ți faci propria afacere în domeniul ăla, să zicem. Și notițele cum arată? Cum scrie episodul? Scriam pe telefon sau parcă pe telefon scriam pe notițe. Scriam exact așa, episodul 1, pe off ce ziceam, cine o să fie actorii. La început întâi m-am organizat cu actori și așa. Și pe parcurs locația, am găsit o locație foarte drăguță, un liceu care părea mai străin așa, ca asta am vrut eu să dau visul ăla mai american. Da. Nu
zicem, sezonul 4. Wow, și deja, vă dați super seama că Andra Gogan este deja la sezonul 4 al serialului How to Become Popular in High School. E un titlu mai lung. E un titlu mai lung, dar cumva se regăsesc mulți în el. Pentru mulți că... își doresc să fie cunoscut sau măcar să îi bage cineva în seamă la liceu. Merge bine serialul, nu? Da, adică foarte bine. Are multe vizualizări. Are super, în media are 500.000. Am încercat să fac tot așa o lume frumoasă de liceu, să vadă și copiii care sunt în general cum ar putea să fie la liceu. Cum e de fapt viața la liceu pentru Andra Gogan? Mă rog, cum a fost? A fost frumos și mi-e foarte dor. Cum a fost la BAC? Foarte bine. Foarte bine? Da, îmi place matematica și biologia. Ești udată. Ești udată. Nu-mi place română. Nu? Oh my god. Da, mi se părea prea mult de învățat la română, dar la mate și bio erau puțin mai logice și mai îmi plăcea mai mult logica așa. Ok, și viața de liceu cum? Filmai tot așa pe holurile liceului? Nu, la liceu asta a fost chestia. Eu am început YouTube-ul când am terminat liceu. Fix. Ok, sunt 9 și nu prea am descurc. Eu am întrebat ce mulțumesc. Ești nouă. Te-am mai văzut. Da, sunt bomba, că pentru prima oară m-am mutat din altoraș. Deci avem playlist-ul cu How to Become Popular in High School. Ce categorii? Musical.ly. Mi-ai spus mai devreme ceva de musical.ly. Musical.ly e super. Care e treaba cu aplicația asta? Mie tot îmi apare, dar nu mai vreau o aplicație de care să fiu dependent. Adică nu mai e too much. Da, e destul de... Și eu sunt foarte dependentă de musical.ly. Adică îmi place foarte mult pentru că e un fel de canal de YouTube pentru... Nu pentru copii, copii și adolescenți, e mult mai ușor de făcut acolo YouTube. Okay. Poți să și faci vlogs, gen să vorbești doar. Și poți să faci musical.ly în sensul că îți place o piesă foarte mult, faci playback pe ea, adică te miști faci pe lent sau poți să faci coreografii, poți să faci comedy. Sunt comedianți din America care fac special niște... de astea de comedy și tu... Sketch-uri din ele. Da, și tu faci pe ele, gen îți pui o șapcă în cap, bum, apoi schimbi cadrul, ha! E foarte mișto, ți-i folosești imaginația și au hashtag-uri, au challenge-uri, e super tare. Și ce ai realizat cu Musical.ly? Ce am realizat? Păi, în primul rând... Astăzi, ce înseamnă Andra Gogan pe Musical.ly? Sunt ambasadorul Musical.ly România, adică reprezint Musical.ly România. Nu? Da, da. Eu sunt brunetă, ea blondă, dar mergem. Haideți să încercăm să facem Musical.ly. Uite, mai găsesc aici Winter Edition, astea sunt alte sezoane. Bună de Crăciun, asta e recent. Da. Adăugată. Da. Este un serial foarte drăgălaș, făcut mult mai simplu decât How to Become, adică nu m-am străduit logic. E mai puțin complex decât, da. Fiind doar cu mai puține, doar cu mine și cu verișorul meu și cu mama verișorului meu, adică mătușa mea. Și am fost acolo câteva zile bună pentru un băiețel cum ar fi. Chiar dacă era verișorul meu, are 2 ani și e foarte drăguț pentru că a început să vorbească. Și când l-am prins că a început să vorbească, am zis, stai un pic, stai să fac ceva drăguț. Ai simțit oportunitatea unui subiect? Mi s-a părut super și nu simt că-l exploatez sau ceva, pentru că el cântă în continuu și dansează și vorbește în continuu și când mă vede, e bucuros, deci nu-l obosești, nu... Nu, îi face plăcere și se distrează când facem serialul. Ce vrei să facem? Așa, dansăm. Teo, hai să-i culcăm. Nu. Care este cel mai vizualizat vlog? Vlog al meu? Da. În afară de piesă. Asta vreau să zic, acum e piesa Gălăgie cântaci, dar sub ea este Încerc dulciuri din Spania și Adevărul despre vocea mea. Are steagul Spania aici. Așa, sunt multe culorele. Cum îți explici tu comunitatea asta de fani atât de devotată? Te urmăresc, pe YouTube și comunitatea de fani Andra Gogan, indiferent de rețeaua de socializare. Hei, Cristina! Uhu! Ei sunt de la Olala și sunt foarte drăgălași. Ia, suntem pe cine mai avem aici, tot din Olala și Crazy Kids, Copiii și adolescenții care mă urmăresc, am observat că sunt foarte pozitivi. Deci eu încerc în jurul meu să adun oameni care sunt plini de viață și asta încerc să le inspir pozitivitate și să se înscrie la activități, să nu aibă hate în suflet. Adică încerc să le inspir chestia asta și să le spun că viața va fi mult mai frumoasă dacă sunt așa. Și ăștia sunt oamenii care mă urmăresc. Dar o faci pentru că te simți responsabilă? Simt că acum sunt un influencer destul de important pentru ei și dacă nu aș face eu,
sunt vlogger foarte tari și îi apreciez pe foarte mulți, doar că simt că eu acum eu pot să mă ocup de această, uh-huh. această latură a copiilor și adolescenților. Câte diplome ai acasă? Diplome de cartier. Diplome, pur și simplu, cel mai... Multe! Multe, mama din spate, multe! Da. Nu, sunt multe, știi de ce? Pentru că mai mult la dans, eu am făcut și dans sportiv 7 ani și acolo sunt concursuri în fiecare weekend. Și mă duceam la toate și până în Cluj mă duceam. Asta e foarte important, ca părinții și copiii să fie implicați în ceva dacă își doresc cu adevărat. Gen, părinții mei chiar m-au dus peste tot, fără să avem bani neapărat, da, gen, da, chiar... Da. Deci dădeau tot sufletul să mă ducă, dacă ne suna cineva, peste o oră ați putea să veniți acolo? Da, sigur. Da, 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 da. Și am zis mereu da. Și mereu, uite, da, da, ne-a ajutat chestia asta. Acolo în spate avem campionatul național IDO 2016, când eram cu Trouble-ul. Acolo, mai prin spate, cred că e de la festivalul Mamaia Copiilor, de la Dance Star. O, Doamne, câte amintiri frumoase! Cât de greu e să filmezi pentru tine un episod de vlogging? Avem un mic studio acasă, ne-am pus de alea. Ai investit, nu? Puțin, da, dar nu e gen super scump, e ok, foarte ok. Cum arată setup-ul de acasă? Setup-ul, păi câteodată în cameră, îmi pun în pat și încep, bună, eu sunt Andra. Faci curat înainte? Da. Trebuie. Și cu editarea? Editezi în premier. Da, da, da. Acum am început în premier. La început eram în iMovie, apoi am început și pe telefon un pic, așa. Și pe premier e foarte ok. Gen, fac repejor, dar mi-a și 4 ore. Poate să-mi ia 4-5 ore un vlog. Pe final vreau să vorbim despre asta, despre experiența cu televiziunea, pentru că ai spus că îți dorești să ajungi prezentatoare TV. Da, am încercat și asta. Pe o scurtă perioadă de timp. Da, pentru că a fost doar o experiență, gen, nu doream să fac. Și am vrut să văd cum este, mi-am dat seama că e ok, doar că mi-a ocupat foarte mult din timp. Asta și mai bine în timpul ăla făceam YouTube, ceea ce îmi plăcea și mai mult să fac. Dacă bătea ceea ce îmi plăcea mai mult să fac, atunci rămâneam, dar nu era... Am zis că mai bine folosesc timpul pentru visul meu, cu adevărat. Corect. Și visul este? Să devin... Să continui cu YouTube-ul, coregraf în continuare și să, în străinătate, să ajung actriță, nu știu, la Disney sau America. Ceva. Da, da. America. Ajunge să fie o povară și treaba asta cu YouTube-ul să... Adică să zic, bă, astăzi vreau să stau pur și simplu. Da, clar, dar chiar fac asta. Gen, într-o perioadă începusem să fac, chiar de curând, făceam live odată la 2 zile pe Instagram, pe Musical.ly, postam pe YouTube odată la 2 zile, gen, îmi făcusem așa, voiam eu să fiu foarte activă. Și într-o zi am zis, stai un pic, astăzi vreau să stau așa un pic, adică să stau degeaba. Și am stat degeaba, adică chiar nu pot să-mi opresc timpul când vreau eu din YouTube. Asta e bine. Și bănuții? Primii bănuți? Primii? Păi când am făcut reclama aia la șamponul ăla. Da, aveam 5 ani. Cred că atunci au fost primii bănuți. Primii bănuți? Da. Și din vlog? Din vlog de pe YouTube, din păcate, în România nu prea se câștigă deloc, dar atunci când crești la subscriber și ești un vlogger ok, ca și content, adică nu diferite chestii care pot influența copiii în mod negativ, firmele te iau pentru colaborări. Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor. Cum e Andra Gogan? După ce se ghidează ea? Stai, să mă gândesc. Nu căuta să dai răspunsul ăla. Nu, asta mă gândeam acum, e foarte, gen, nu vreau să-i copropostii și gata, vreau să spun așa, în câteva cuvinte. E foarte important să crezi în visul tău, să fii super pozitiv și să te implici foarte mult dacă vrei ceva cu adevărat. Gen, să pui pasiune în acel lucru, să-l spui peste tot, ți-am spus. E foarte important să spui peste tot că-ți dorești ceva, să faci ceva către acel vis și să fii pozitiv, să te gândești că totul va fi bine și dacă nu va fi acel lucru. Să fii foarte pozitiv, e foarte important, să zâmbești, te umple de... Să-ți induci starea asta de bine. Da, e super. Bine, Andra, îți mulțumim mult de tot și îți ținem pumnii și, Doamne, ajută să te vedem prima actriță româncă cu un Oscar. Mulțumesc! UTV e acolo unde e talentul.